Nu e lui Gigi pronosticurile, că zicea că vrea să fie campion până de Paște. Păi va fi campion cu campion 10 zile înainte de Paște. Păi tot înainte. Că se joacă și... Nu, sunt foarte curios. De ce te-ai strâmbat? De ce te-ai strâmbat când a zis domnul Balaș că a fost arbitrajul excelent al lui Covaci? Nu știu, pe stricul regulamentul în brațe și cum vrei tu, da, dar mi se pare, tot mie mi se pare prea rigid, prea vehement, prea... pe arbitraj n-ai ce să-i reproșezi. Mele, mie mi-a plăcut că a fost la fel de arogant și acolo cum e la noi. Să fii consecvent, măcar. Da, să fie consecvent, pentru că se spunea că vine în Superliga și face pe arogantul și pe supăratul și dincolo stă liniștit și nu știu. Oprește meciul, fuge de la, din careu de 16 metri până la bancă, dă cu atâtă. Robert, și reacția lui Ceagă. A, nu mă, nu, 4 etape a trebuit să ia. 4 etape, dai cu picioare. Și reacția o mai înțelegi, că zici, bă, la nerva, dar după meci să fie așa penibil, să vii să te plângi de arbitraj, după ce ai ocazia să revezi fazele. Gundogan vine tot la zona mixtă și spune că Araucu a greșit acolo. Da, apropo de că aia a fost faza care a rupt totul și a declanșat și nervii. Da, da. A declanșat că era 1-0. Era 1-0 Barcelona. Da. Nu-i bătea niciodată PSG-ul. Nu, dar prea, nu știu, mi se pare că e prea, parcă nu vezi plăcerea aia la el de a arbitra. Serios, te uiți și la ăștia. Uite, tu ai jucat în Anglia, erau așa... Sunt arbitri și arbitri. Păi câți ai întâlnit așa? Zi arbitru de la Real Madrid cu... Bă, ai văzut, vin, râd, îți explic, care au ne, bă, de la Real Madrid Real cu... De la City, Manchester City, da. Da. Mă, mă, parcă au altfel, parcă și altfel jucă, că spune domnul Balaj de aroganța portarului. Mă, când vezi un arbitru că tot nu, e acolo, crispat acolo și mie îmi venea să iau la palme pe tăștine, adică vorbesc cu tine și tu încep să dansezi în fața mea. Nu cum s-a apărat Real Madrid, nu am văzut în viață. Bă, că arbitru e senzațional și dacă te uiți pe regulament... Vorbeam cu Horia și Horia a avut o vorbă. Ancelotti a avut un singur glonte. Și până l-a folosit. Da, da. Incredibil. Deci pentru că dacă Real juca, se întâmpla și s-a mai întâmplat. Le dădea City 4 și exact l-a pus și pe Vinicius să joace ce l-a pus Mourinho pe Eto'o de juca, l-a pus aproape juca funda centrală la săra. Și au câștigat Liga Campionilor. Exact. Nu, referitor la domnul arbitru, e top, a demonstrat-o și presiunea, ce spunea și domnul Balaș. E supărat, stai. De ce? Merge la Iași cu voluntari, de aia a pus presiune pe Kovac, Robert. Acum îmi dau seama. Nu, mă. Ești de la Iași cu voluntari. Dacă era altul la voluntari, cred că e greu să spun. Eu cred, fii atent, eu cred pui prea mult suflet. Mâine, nu, mă, ce treabă am eu, nu. Mâine cred că vor fi la Iași cu voluntari, cred că vor fi greșeli de arbitraj. Uite, se relaxează cea mai după nu nebunia. Poți, mă, păi vii de la, bă, vii din templu de acolo cu Barcelona și te duci, cu, și te duci la Iași. Nu poți să te concentrezi, n-ai cum, e omenește. Eu am mai spus și cu alte ocazii. După deplasări de-astea cu meciuri importante, bine, nici n-ai arbitri de valoare mulți. Dar nu i-aș da, i-aș lăsa să se odihnească. Nu i-aș delega. Bă, stați, bă, vii de la... Etapa în care tu ești... Bă, tu ai arbitrat marți, miercuri sau joi, depinde unde arbitrezi. Și sâmbătă, duminică sau luni. Și ce meci arbitrat. Și ce meci arbitrat. Și vii să îl cerți, bă, nu știu care, de la ea sau de la voluntari, după ce ai stat la 20 de centimetri de portarul ăla, de care îl știe toată planeta, de Xavi, de... N-ai cum să... Atmosfera, presiunea care e... Indiferent cât ai fi de bine psihic, e un... Bă, am trecut meciul ăla cu bine. Păi clar, ce te duci la Iași cu 3000 de oameni. Păi și atunci și... nu era mai bine să-l trimită la FCSB cu Rapid? Cred că nu era într-o atmosferă de 50 de oameni. Cred că era bine să nu-l să-l protejeze, să nu-l trimită deloc. Păi știi ce se întâmplă? Faci? Dacă face un meci prost domnul Kovaci la Iași cu voluntari, poate fi un meci care decide una dintre retrogradate. Foarte multe lume va uita de meciul perfect care l-a făcut din punct de vedere al arbitrajului, care l-a făcut la meciul Barcelona. Așa cred eu. E foarte greu și ca jucător să te motivezi după ce vii de la echipa națională. Iașu care vine, Robert, și după ce s-a întâmplat cu copilul ăla la Dinamo, da. Și cu copilul ăla, probleme de arbitraj, da. Ok, trebuie să pui unul.